Cercetătorii de la Universitatea de Tehnologie Delft și Institutul Olandez de Nanoștiințe Kavli au dovedit existența unui fenomen care se asemănă din multe puncte de vedere cu celebra forță folosită de Darth Vader, Luke Skywalker și Maestrul Yoda în Star Wars. În cadrul unui experiment desfășurat la Universitatea de Tehnologie Delft, menit a dovedi principiile fizicii cuantice, ei au reușit să influențeze două obiecte aflate la o distanță printr-o forță misterioasă care trece dincolo de granițele interacțiunii fizice. Cercetătorii de la Institutul Olandez Kavli au plasat două diamante în două locuri din colțuri opuse ale campusului universității. Experții au reușit să pună astfel în legătură doi electroni separați de o distanță de 1,3 km, care au schimbat informații între ei pentru o reacție care sfidează legile fizicii, dezvoltând o țesătură de particule subatomice. Potrivit experților, experimentul reprezintă cea mai puternică dovadă găsită până în prezent, care sprijină principiile fundamentale ale teoriei mecanice cuantice despre existența unui univers în care materia este influențată de fenomene care depășesc principiile fizicii clasice, iar timpul se scurge atât înainte cât și înapoi. Înțelegerea acestui fenomen ar putea lăsa loc dezvoltării unor tehnologii precum teleportarea și folosirea unor forțe care ar putea rescrie modul în care percepem în prezent materia, la fel ca în Star Wars. Aceasta nu este singura tehnologie imaginată în Războiul Stelelor care a devenit realitate. De exemplu, prima sabie laser pe care și-a construit-o Luke Skywalker avea la bază un cristal Sith de culoare roșie, care și-a schimbat culoarea în albastru datorită meditației celebrului Jedi. Cel mai apropiat echivalent al unei asemenea arme este o torță sau o lampă cu plasmă termală, folosită în special pentru tăierea metalelor. Într-o asemenea lampă, între doi electrozi, în general din cupru, tungsten, grafit sau altele, se formează un arc electric, iar plasma se formează prin alimentarea continuă cu combustibil, de exemplu oxigen, argon, heliu, aer sau hidrogen, proiectat în exterior sub forma unei flăcări de plasmă. O altă tehnologie care are șanse să devină realitate o reprezintă clonarea umană. Am văzut-o pentru prima dată în Star Wars: Atacul Clonelor. În prezent se discută despre două tipuri de clonare umană: clonarea terapeutică și clonarea reproductivă. Prima implică clonarea celulelor de la o persoană pentru a fi folosite medical, în special în cazul transplanturilor. Clonarea reproductivă, pe de altă parte, implică efectiv fabricarea în întregime a unei persoane. Specialiștii consideră că acest lucru ar fi tehnologic posibil, dar până în prezent nu s-a creat oficial nicio clonă umană, din rațiuni etice evidente. În ceea ce privește roboții cu aspect umanoid, avem deja multiple exemple de roboți deveniți realitate. Tehnologia, spun experții, va înregistra un progres fantastic în următorii ani, astfel că formele de viață artificiale vor deveni parte din viața noastră cotidiană. La fel și roboții de luptă din Star Wars, așa numiții Battle Droids, au devenit deja realitate fiindcă stați de Boston Dynamics. O altă tehnologie implementată deja o reprezintă head-up display-ul existent pe navele spațiale Starfighter și alte aeronave de luptă din Star Wars. Această tehnologie o vedem deja în industria aerospațială, în special pe avioanele de luptă, dar și în industria auto sunt deja foarte multe mașini care includ head-up display-uri. Iar despre costumele speciale de luptă, așa numitele exoschelete, tehnologia a făcut deja pași semnificativi înainte. SOCOM, Comandamentul de Operațiuni Speciale al Statelor Unite, construiește un exoschelet sub forma unei armuri de luptă denumită Talos. Acesta le este destinat forțelor speciale americane și are menirea de a le oferi acestora protecție balistică integrală, eficientă și, bineînțeles, o forță supraumenească. We'll be right back.